ceea ce ne așteaptă dacă nu vom lua măsuri urgente și tocmai de aceea eu, ca ministru a energiei, sunt la a patru -a rând, al patrulea rând de discuții cu, cu cei din, din industrie și am venit în, atât în coaliție cât și în comitetul interministerial care discută energia să prezint situația de fapt.